Veste proastă pentru cei care merg în parcul 1 mai din Medgidia, dar nu pentru a se bucura de natură. Pentru că majorității minorilor teribiliștii se pare amuzant să distrugă bunurile publice, poliția locală a amplasat un punct de pază permanent în parc. În luna septembrie anului trecut, un minor din Medgidia a spart 19 corpuri de iluminat ornamentale din parcul 1 mai. Totul din teribilism și pentru amuzament. Din nefericire, acesta nu a fost un caz singular, municipalitatea intervenind de nenumărate ori pentru diverse reparații la bunurile publice din parc deteriorate de anumiți oameni pe care cu greu îi putem numi membri ai comunității noastre. Pentru toți aceștia, iată o veste proastă. De la începutul acestei săptămâni, poliția locală a amplasat un punct de pază permanent în parc. O să fie un post permanent de pază în parc. Și noi ne-am preocupat. Obligația noastră a fost să asigurăm o cabină de pază, o cabină mai modernă, dacă vreți să spun așa, care să asigure și protecția agentului. Adică să aibă unde să adăpostească noaptea, când plouă, va fi o pază dacă ninge. 24/24? În informațiile care le-am dat. De-aia și montăm cabina. O să vedeți că luni este deja montată cabina. Avizamatorilor pentru noi e foarte important ca oamenii să înțeleagă că nu e tocmai bine ce se întâmplă. Ați văzut dezastru care s-a întâmplat doar pe o perioadă de 2 luni. Din păcate, trebuie să vă spun că poliția a reușit să depisteze răufăcătorii, numai că ei sunt minori. Ce o să întâmple, nu știu cum o să îndrepte cu pretenții asupra părinților, asupra familiilor. E păcat că copiii de o vârstă așa de fragedă, de 10, 11, 12, maxim 14, fac gesturi de genul ăsta, gesturi care nu, dacă vreți, nu caracterizează comunitatea noastră. Sunt gesturi izolate. Locurile de joacă sunt cel mai des deteriorate, așa că municipalitatea trebuie să le supravegheze permanent. În luna mai intenționăm ca toate locurile de joacă să le reparăm, să le re-verificăm, ca pentru 1 iunie de ziua copilului locurile de joacă să arate cu totul altfel. Locurile de joacă, să știți că le avem într-o observare continuă. Dacă, de exemplu, locul de joacă de între blocuri a fost dat în folosință astă toamnă, am intervenit de 2 ori până acum, cu toate că înainte interveneam doar primăvara și toamnă. Acum, deși a fost dat în folosință astă toamnă, am intervenit, chiar săptămâna trecută am reușit să terminăm cea de-a doua etapă, dacă vreți, a reparațiilor acolo. Majoritatea daunelor aduse domeniului public sunt săvârșite de minori, cei mai mulți dintre aceștia având sub 14 ani și nu pot fi trași la răspundere, părinții fiind cei care plătesc daunele.